La versetul 4, niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Sfântul Apostol începe să arate cu acest verset 9 feluri de încercări prin care trebuie să se verifice vrednicia unui slujitor încercat al lui Dumnezeu. Și după răbdarea sa arătată prin toate acestea, se va dovedi dacă într-adevăr acesta este un astfel de slujitor sau nu este. Și dovada o face multa lui răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri și în posturi. Necazurile, nevoile și strâmtorările sunt cele trei încercări ce vin adeseori de la Dumnezeu pentru verificarea răbdării noastre. Bătăile, temnițele și răscoalele sunt cele trei încercări ce vin de la oameni. Iar ostenelile, vegherile și posturile sunt cele trei încercări ce vin de la noi, pe care noi ni le impunem pentru biruința noastră în celelalte de dinaintea lor. Fiecare aceste grupe de câte trei încercări au același scop, să ne încerce multa noastră răbdare, să ne-o adeverească și să ne-o pregătească pentru răsplătire, așa cum a fost răspătită și răbdarea Domnului nostru Iisus, și să ne facă cât mai vrednici de slujba sfântă în care suntem. În lumina acestui întreit examen, trebuie să ne cercetăm și noi în ce măsură suntem vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, sau, în lipsa lor, să ne recunoaștem nevrednicia pentru ca să știm cum trebuie să fim spre a nu ne amăgi și înșela pe noi înșine în privința aceasta și nici pe alții. Toate aceste 9 feluri de încercări care vin în viața noastră ca niște examene grele pe care trebuie să le înfruntăm și să le biruim trecându-le cu bine, sunt de neapărată trebuință pentru oțelirea noastră, pentru curățirea și înarmarea noastră, pentru marea luptă pe care trebuie să o dăm zilnic cu păcatul din noi și din alții, cu răul văzut și nevăzut și cu vrăjmașii trupești și cei duhovnicești, pentru mântuirea noastră și a altora, pentru slava și slujba lui Hristos și pentru grăbirea venirii Domniei lui Hristos în locul Lui, pentru alungarea lui Satana deasupra moștenirii răscumpărată de Iisus cu sângele Său. Amin. La versetul 6, prin curăție. În urma celor 9 încercări numărate mai înainte ca fiind examenele răbdării și vredniciei unui slujitor al lui Dumnezeu, examene pe care se cere neapărat să le treacă cu bine fiecare suflet care vrea să fie vrednic de slujba lui Dumnezeu, acum urmează alte 9 virtuți pe care slujitorul vrednic trebuie să le arate prin lupta și străduința sa ca dovadă a sincerității și a dragostei sale ascultătoare față de numele Domnului Său. Cele dintâi 3 din acestea sunt curăția, înțelepciunea și îndelunga răbdare. În primul rând, curăția, fiindcă de curăția inimii, de curăția gândurilor, de curăția vieții, de curăția întregii noastre ființe trupești, sufletești și duhovnicești, depinde toată lumina și puterea de care avem nevoie pentru absolut toate celelalte virtuți și însușiri prin care biruim în toate luptele noastre dinăuntru și din afară. Câte vreme sufletul se păstrează în curăția primită la nașterea sa din nou, atâta vreme el va ieși biruitor cu ușurință din orice fel de luptă. Când Sfântul Pavel spune: dar mă tem ca nu cumva șarpele care a amăgit-o pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia față de Hristos. 2 Corinteni 11:3. Atunci el arăta: aici cel mai mare și cel mai primejdios lucru pentru un credincios, fiindcă toate păcatele încep de aici, de la stricarea curăției și a credincioșiei față de dragostea lui Hristos.
După cum într-o căsnicie răul cel mai mare începe de la stricarea curăției dragostei lor și stricarea aceasta începe de la gânduri, tot așa când păcatul începe a strica curăția dragostei noastre față de Hristos, ușor vine și stricarea faptelor. Deci, prima virtute pe care trebuie să o păzim cu cea mai mare grijă, ca și pe lumina ochilor noștri, este și trebuie să fie curăție. Și paza curăției începe cu gândurile, cu imaginația, cu închipuirile care ne-ar putea strica și întina curăția dragostei noastre. Să nu privim nimic, să nu ascultăm nimic și să nu primim nimic ce ne-ar putea întina curăția, ce ne-ar putea trezi pofte sau aduce închipuiri sau stârni dorințe ori gânduri ce ne-ar întina și ne-ar face să pierdem curăția lui Hristos, curăția neprihănirii noastre, curăția credincioșiei și iubirii sfinte și unice pentru El și pentru frate. Căci îndată ce stăm atunci, numai o clipă să privim ceva din acestea, îndată ce ne oprim, numai o clipă să ascultăm șoaptele ispititorului, îndată ce primim în ochi sau în urechi numai ceva de la cel rău, acest ceva va aluneca foarte ușor în gânduri, apoi în inimă, apoi în fapt. Și apoi o travă ispitei va aduce moartea păcatului. Deci grija cea mai mare la curăție, ea este paznicul neprihănirii noastre. Când păcatul a reușit să străpungă cu săgeata unei ispite pe acest paznic, atunci vrăjmașul și moartea ușor pătrund în cetatea sufletului nostru, nimicind tot ce a pus acolo curat și frumos dragostea lui Dumnezeu. Toată puterea de limpezime a înțelepciunii o dă curăția minții. Toată tăria îndelungii răbdări o dă curăția vieții. Toată liniștea bunătății o dă curăția inimii. Toată părtășia Duhului Sfânt o dă curăția ascultării. Toată dragostea neprefăcută o dă curăția smereniei frățești. Toată căldura cuvântului o dă curăția faptelor și trăirii în adevăr. Toată biruința puterii lui Dumnezeu o avem prin curăția umblării cu El. Toată apărarea și izbânda în lupta neprihănirii și cu armele ei ne-o dă curăția vieții și umblării noastre în Hristos. Cine ține cu toată sinceritatea și tăria inimii Lui la aceste adevăruri, cine le crede și le iubește, cine le vrea și le folosește cu adevărat, acela va vedea cu bucurie cât adevăr și câtă binecuvântare va avea din el. Cine nu le crede sau cine le pierde, va vedea la fel că toată nefericirea și pierzarea sa de aici începe. Cu pierderea curăției omul începe să piardă totul. Dar vai, aceste bunuri odată pierdute, cu ele s-au adus toată vrednicia și toată slava de care aveau să fie urmate ele. Și omul care le-a pierdut, pierdut rămâne pentru totdeauna. Amin. La versetul 8, în slavă și în ocară. Cu aceste cuvinte urmează alte trei versete, fiecare verset din aceste conținând câte trei stări prin care trecea Apostolul Domnului, prin care trecem toți cei ce suntem aleși și unși pentru slujba aceasta a propovăduirii Evangheliei vii a lui Hristos, prin care trebuie neapărat să treacă orice adevărat apostol și slujitor al Evangheliei, și în prezent și în viitor, până la sfârșitul acestei lumi și vremi de propovăduire. Fiindcă Hristos este același ieri, azi și în veci, fiindcă Evanghelia este aceeași până la împlinirea veacurilor, fiindcă vrăjmașul mântuirii noastre și El același rămâne, luptele și ispitele sunt și ele aceleași, păgăduințele sau amenințările sunt și ele tot aceleași. Viciile și patimile fiind aceleași, virtuțile și meritele fiind aceleași, și condițiile pentru dobândirea mântuirii, ca și primejdiile pentru pierderea ei, sunt tot aceleași care au fost de la început. Oricine vrea biruința, trebuie să lupte. Oricine nu luptă, trebuie să cadă.
Stările nu s-au schimbat. Se schimbă numai locurile și vremile, condițiile și oamenii, dar stările și luptele rămân aceleași. Aceleași rămân și promisiunile și puterea lui Dumnezeu care însoțesc pe cei ce luptă, pe cei ce sufăr și pe cei ce se jertfesc să-și dobândească mântuirea și să-și apere curăția dobândită. Aceleași rămân și înștiințările și osânda pentru cei ce, cu toate că au la îndemână tot harul lui Dumnezeu, spre ajutor și spre mântuire, spre izbândă în lupta lor, ei totuși se lasă doborâți de ispită, înșelați de minciună și robiți de satana. În toate acestea, tot meritul sau toată vina o are fiecare dintre noi, după cum credem sau nu credem făgăduințele lui Dumnezeu, după cum folosim sau nu folosim puterea care ne-o pune la îndemână Hristos, după cum păstrăm sau nu păstrăm în noi pe Duhul Sfânt care ne-a fost dat ca ajutor și pază în toată lupta aceasta. Vorbirea de rău trebuie să ne atingă numai în măsura în care este adevărat ceva din ea. În măsura asta trebuie să ne căim și să ne îndreptăm. Dacă însă nimic nu e adevărat din tot ce se spune rău despre noi, atunci nici să nu ne intereseze câtuși de puțin. Adevărul și nevinovăția ne vor apăra puternic, iar dreptatea noastră o va arăta însuși Dumnezeu la vremea potrivită. Până atunci, El ne va da pacea sufletului, seninătatea feței și mila rugăciunii pentru cei ce ne-au vorbit de rău. În vorbirea de bine, să trecem tot meritul asupra Domnului nostru, singurul căruia se cuvine să fie lăudat, căci tot ce avem iese numai de la El, noi n-avem nimic de la noi decât slăbiciunile și neputința noastră. Că unii oameni ne privesc ca pe niște înșelători, asta depinde de ei. Dar cum le spunem noi adevărul, asta depinde de noi. Și tot de noi depinde în mare măsură și felul cum și durata cât acei ce privesc la noi își vor menține sau nu părerea nedreaptă pe care și-au făcut-o despre noi și despre adevărul pe care îl vestisem. Vestea Evangheliei pe care o ducem oamenilor poate fi privită de mulți la început cu neîncredere, cu suspiciune și chiar cu împotrivire. Dar dacă viața noastră, purtarea și cuvântul nostru în fața lor vor fi numai așa cum ne poruncește adevărul pe care spunem că îl vestim, atunci desigur că mulți dintre cei ce ne vor privi ca să vadă în noi acest adevăr își vor schimba nu numai părerea despre adevăr, ci și viața potrivit lui. Foarte mulți oameni ajung vrăjmașii lui Hristos nu pentru adevărul lui, ci pentru purtarea celor ce îl slujesc. Pe oameni nu interesează în primul rând numele nostru, ci în primul rând îi interesează viața noastră, faptele noastre, înfățișarea noastră. Dacă oamenii văd la noi ceva neobișnuit, atunci se interesează și de cine suntem. Dacă nu văd nimic, nici nu le pasă de numele nostru. Câți oameni au trecut peste fața pământului, câți împărați sau învățați au trecut prin istoria omenirii, câți credincioși prin lucrarea Evangheliei și cine se mai interesează astăzi de cea mai mare parte din ei? Dacă ei n-au fost în stare de o faptă mare, de o credință mare, de un cuvânt mare, prin care să le rămână și numele în amintire și cunoștința pentru semeni și pentru timpul în care au trăit. Ce necunoscut era Saul înainte de alegerea lui pentru Evanghelie și ce cunoscut a devenit el apoi când era ajuns Pavel? Ce necunoscut era Sfântul Ioan Gură de Aur înainte și ce cunoscut a devenit după alegerea sa? Ce necunoscut era părintele Iosif câtă vreme era un modest preot într-un sat de munții Apuseni și ce cunoscut a devenit el după ce Hristos l-a luat de acolo și l-a pus pe rugul de la Sibiu, unde arzând ca o torță cerească a ajuns să arunce lumina Evangheliei până la marginile pământului.
Ce necunoscuți suntem și noi pentru lumea aceasta și pentru oamenii ei. Și totuși numele nostru este pe buzele și în rugăciunile tuturor celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, din zeci de țări și de popoare. Ce necunoscuți suntem pentru oamenii lumea acesteia, nici nu știu nici unii despre noi, dar ce cunoscuți suntem îngerilor lui Dumnezeu, care privesc cu dragoste la rugăciunile, la cântările și lacrimile noastre de iubire pentru Iisus Domnul nostru. Felul în care suntem priviți de cei din jurul nostru este de cele mai multe ori un fel plin de dispreț amestecat cu milă. Până și cei mai apropiați ai noștri ne compătimesc uneori ca pe niște ființe nefericite care nu știm să ne folosim de bucuriile lumii, de poftele ei, de avantajele acestei vieți. Ne văd ca pe niște bieți canoniți, ca pe niște morți de vii, ca pe niște nefericiți care nu știm ce-i bucuria, pe toți cei care îl iubim și îl urmăm pe Iisus. Ei zic că nu știm ce-i viața, ce-i plăcerea și satisfacția lumii. Cum se poate înțelege ei, care văd doar înșelăciunea păcatului și o cred fericire? Cum se ne poate înțelege ei care trăiesc în amăgirea poftelor și le cred bucurie, ei care merg spre moarte și cred că merg spre viață? Cum se poate înțelege ei negrăita fericire și strălucita slavă de care sunt pline inimile noastre urmându-L pe Iisus? Noi îi înțelegem pe ei, fiindcă și noi am fost cândva așa, și ne este milă de starea lor și ne rugăm și pentru ei. Dar ei nu ne pot înțelege pe noi, fiindcă ei n-au fost așa niciodată și de aceea ne privesc atât de greșit. O, cum se va vedea adevărul în ziua judecății? Dar ce în zadar se vor deschide mulți ochi și mintea multora atunci? Nici o lege din lume n-a putut feri niciodată totul de suferință și de pedeapsă pe cei care i-au urmat cu adevărat lui Hristos în lumea aceasta. Chiar dacă legile scrise n-au fost totdeauna împotriva noastră, a credincioșilor, dar legile nescrise ale urii lumii totdeauna ne-au pedepsit, totdeauna ne-au urmărit, totdeauna ne-au dat morții, totdeauna ne-au aruncat la marginea vieții ca pe niște oameni nevrednici, ca pe niște abia tolerați printre ceilalți. Pentru lume noi suntem priviți ca niște morți. De noi nu se mai interesează nimeni. Pe noi nu se mai contează niciuna din marile lor preocupări. Nu se pune nicio bază în planurile și în problemele lumești. Nu prezentăm nicio importanță în luarea marilor hotărâri și când este vorba de vreun drept sau vreo parte la împărțirea avantajelor vieții, noi suntem pentru ei ca și când nici n-am fi. Nouă nu ne se face parte niciodată din acestea. Din toate binefacerile lui Dumnezeu date lumii, noi ne împărtășim cei mai din urmă și cei mai puțini. Dar cu toate acestea, iată că trăim și noi. Și deși suntem cei mai de la marginea existenței lumești, cred că n-am vrea să schimbăm starea noastră cu a nici unuia dintre mai mari care stau în fruntea meselor lumii acesteia. Slăvit să fie Domnul nostru, care ne-a dat mai presus de toate mulțumirea sufletului cu orice stare în care ne găsim. Mulțumirea asta ne face mai fericiți decât pe oricare dintre ei, care oricât ar avea nu mai sunt nici mulțumiți și nici fericiți niciodată. Dacă avem ceva mai presus de orice comoară pământească, aceasta este veselia sufletului nostru, bucuria negrăită și strălucită a prezenței lui Iisus și a Duhului Sfânt, care ne umple inima și viața, chiar prin stările în care, omenește vorbind, ar trebui să fim cei mai întristați. Iisus și Duhul Domnului ne umple inima și viața de fericire. Și de ce am mai fi noi întristați, cum ne consideră lumea? N-avem noi nădejdea unei fericiri veșnice, a unei case de aur în cer, a unei moșteniri nestricăcioase și neveșezite păstrate în slavă pentru noi? Ba da! Scrie asta la 1 Petru 1:4.
Ce oare se poate asemăna pe pământul acesta cu slava care ne este nouă păstrată și în care vom păși într-o clipă peste pragul apropiatei noastre morți, care va fi plină de cântecele de biruințe ale îngerilor? O, nu, noi nu suntem întristați, nu suntem, n-avem niciun motiv să fim întristați. Niciun împărat lumesc n-are atâtea motive să fie vesel ca și noi. Slavă veșnică celui care a spus, seara vine plânsul, dar dimineața veselia. Pentru noi seara a trecut, acum așteptăm numai dimineața nesfârșitelor veselii. Și cât de sărați suntem noi! Niciun om pe lume nu s-ar mulțumi cu puținul pentru care noi îl lăudăm pe Dumnezeu atât de fericit. Ce bun este cu noi bogatul nostru Tată Ceresc, că nu ne-a dat greutatea grijilor bogăției și nici groaza chinuitoare a pierderii aurului, nici obositoarele munci ale păstrării covoarelor, a caselor mari, a hainelor scumpe, ale atâtor deșertăciuni sclipitoare și zadarnice, de care este atât de mândră și atât de robită biata inimă și viața atât de scurtă și nefericită a bieților bogați lumești. Ce bun e cu noi Dumnezeu că nouă nu ni le-a dat acest. Ci nouă Tatăl Ceresc ne-a dat fericita siguranță a grijii Lui iubitoare pentru toate trebuințele noastre și ale lor noștri. Singura noastră grijă este să fim muncitori harnici, credincioși cinstiți și păstrători înțelepți a darurilor sale. Cămara noastră e sub cheia Lui. Banii noștri sunt în buzunarul Său. Grijile noastre sunt în seama Lui. Noi n-avem decât să-i cerem cu credință și să folosim cu cumpătare. Și cine ar putea oare fi mai fericit ca noi, care avem un tată atât de bogat și de iubitor? A dus vreodată lipsă de ceva vreunul din cei iubiți ai Lui? Nu, niciodată și de nimic. Cum spune Luca 22:35. Da, suntem atât de săraci și totuși pe cât de mulți i-am îmbogățit noi. Câți dintre cei ce-și vânduseră casele prin păcat, după ce s-au întors la Dumnezeu și le-au câștigat înapoi, ba au mai câștigat încă pe lângă ele și o casă veșnică în cer. Pe câți i-am îmbogățit nu numai sufletește, ci și trupește chiar, prin lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu să le-o dăm. Câți au ajuns din niște săraci la avuții pe care nici nu le visau înainte, la case mari, la slujbe înalte, la căsnicii ce nici nu se gândiseră, la poziții de care nu erau vrednici, la nume pe care nu le-ar fi ajuns niciodată dacă n-ar fi fost aduși în lucrarea lui Dumnezeu. Și multora din ei noi le-am ajutat. În ce fel s-au purtat apoi ei față de noi și se poartă unii și acum, ajunși unde au ajuns? Asta este altceva. Pentru asta va veni răsplata de la acela care singur nu uită ce se cuvine fiecăruia după cum face. Binecuvântat și slăvit să fii veșnic tu, Dumnezeul și Împăratul nostru, care ne-ai făcut ca neavând nimic să stăpânim totuși toate lucrurile, să nu fim noi robilor, ci ele roabe nouă, să nu depindem noi de ele, ci ele de noi, să nu purtăm noi nicio altă povară pe pământ decât fericita povara dragostei și a slujbei tale, prin care suntem mai fericiți și mai binecuvântați decât cu orice altă avuție și în orice altă slavă din lumea aceasta. Te rugăm, ajută-ne să purtăm numai această singură comoară în tot locul cel mai scump și mai sigur al inimii și al vieții noastre. Să nu avem decât grija și îngrijorarea permanentă de a nu pierde această nemaipomenită bogăție și să o fructificăm cât mai mult pentru ca la venirea Ta să ți-o putem înfățișa mai mare și mai strălucită de cum ne-ai încredințat-o Tu de 2, de 5, de 10 ori. O, Tu, Iisuse, Doamne, fiind comoara și slava noastră, fă-ne vrednici de Tine în orice loc și în orice vreme, pentru ca
avându-te din plin, să putem îmbogăți pe toți cei printre care trăim și să putem înfrumusețea total viața pe unde trecem. Amin. Slăviți să fie Domnul. Meditații la Apostolul 25, din Duminica 17 după Rusalii, de la 2 Corinteni 6, 16, 18 și 7, 1. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ceea ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Amin. La versetul 16. Cum se împacă? Ceea ce Sfântul Pavel avea atunci demonstrat la credincioșii din Corint este astăzi nespus mai mult demonstrat la noi. Și ceea ce era de mirat cum se împacă la ei este mai de mirat cum se poate împăca la noi. După atâta propovăduire a Evangheliei și după atâtea secole de creștinism. Cum de se poate împăca templul lui Dumnezeu cu idolii? Se întreabă cu durere omul lui Dumnezeu privind la viața credincioșilor adunării lui Hristos, când în fiecare cuvânt sfânt se spune atât de limpede că Hristos nu poate avea nicio legătură cu Satana, că Duhul Sfânt nu poate locui nici de cum la un loc cu păcatul și că sfințenia trebuie să fie podoaba casei lui Dumnezeu cât vor ține veacurile. Iar sfințenia nu poate locui într-o viață amestecată cu tot felul de necurății. Și totuși, ți se rupe inima de durere, ți se umple fața de rușine și ți se zdrobește sufletul de apăsare când vezi și când auzi cum în multe suflete și în multe familii, ba chiar și în biserici și adunări, templul lui Dumnezeu a început să se împace de-a binelea cu idolii, Evanghelia cu păcatul și credința cu lumea și cu felul ei nelegiuit. Îți vine să nici nu crezi despre câte un frate pe care l-ai crezut un sfânt în viața lui și un om predat total lui Dumnezeu, că la anumite ocazii el bea ca lumea, ba că face el însuși beuturi îmbătătoare și dă sau chiar vinde altora să bea, când el știe bine porunca lui Dumnezeu care zice: nu vă înșelați, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte și la masa Domnului și apoi și la masa dracilor. Unde se vorbește urât, se fac gesturi scârboase, se petrec lucruri nelegiuite. Și de asemenea este scris: vai celui care dă aproape lui său să bea, vai ție care îi torni beutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea, te vei sătura și tu de rușine în loc de slavă, bea și tu și dezvelește-te, îți va veni și ție rândul să iei paharul mâniei din dreapta lui Dumnezeu și va veni rușinea și peste tine. Profetul Habacuc 2, 15, 16. Și apoi, ce să mai zici și de alte și alte asemenea idolatrii? Da, îți vine să nici nu crezi cum oameni care predică de ani de zile altora din cuvântul lui Dumnezeu, iar de poruncile cutremurătoare ale feririi de nelegiuiri, nu numai că nu spun altora nimic, dar nici chiar ei nu țin seama de ele, ca și cum nici n-ar sta aceste porunci scrise ca o înștiințare de foc în cartea lui Dumnezeu pentru noi toți. De ce se poate împăca oare așa de ușor un om care se pretinde slujitor al lui Hristos cu o călcare atât de pe față și atât de îndrăzneață a unor porunci atât de categorice din cuvântul lui înfricoșat al lui Dumnezeu?
Cum de nu se teme de amenințările lui Dumnezeu? Cum de nu se cutremură că-l întărâtă pe Dumnezeu la o astfel de gelozie și de răzbunare? Cum de nu se îngrojește că s-ar putea să vină peste el pe neașteptate mânia și pedeapsa amenințată de cuvântul Domnului Dumnezeu? Apoi cum se împacă în alte temple ale lui Dumnezeu, în viața unor alți slujitori a Evangheliei, cuvântul dărniciei sfinte cu fapta zgârceniei și a lăcomiei blestemate? Cum se împacă o predică despre iertare și blândețe cu niște fapte de răzbunare împotriva familiei sau a vecinului sau a altor semeni, cu niște apucături de bătăuși față de soția sau față de un vrăjmaș al său? Cum se împacă propovăduirea sfințeniei cu trăirea în desfrânare? Cum se împacă predica despre post și rugăciune cu o viață de îmbuibare și de lenevie? Cum se poate împăca în aceeași inimă Duhul care predică mila pentru săraci și frați și înștiințează despre nevoile lucrării lui Dumnezeu cu Duhul care strânge cu zgârcenie fiecare bănut și din care niciodată nu se arată gata, cu dragă inimă, plină de bunăvoință, să ajute, să dea, să sprijinească pe nimeni și cu nimic? Cum se împacă templul lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, cu tot felul de obiceiuri lumești, de oameni lumești, de gesturi și porniri lumești? Cum se împacă cu îmbrăcămintea lumească în fața altarului? Cum se împacă cu capul gol al femeilor la rugăciune? Cum se împacă cu muzică lumească la cununii? Cum se împacă cu beuturi îmbătătoare la slujbele sfinte? Cum se împacă cu afaceri necinstite în altar? Cum se împacă cu atmosfera de ură și de certuri? Și cum poate împăca slujitorul Domnului nelegiuirea și necredința cu sacerdoțiul, cu liturghisirea, cu taina cutremurătoare? Cum și cum și cum? Sau credem noi că multă vreme se va lăsa Dumnezeu bajocorit și nu va se cera oare odată nelegiuitul ceea ce seamănă, cum spune Galateni 6:7? Ba da. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Că noi suntem templul lui Dumnezeu. Că noi suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Făgăduința aceasta este repetată de nenumărate ori în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. E și aceasta o dovadă limpede și puternică despre faptul că atotputernicul Dumnezeu, nu numai că n-a făcut toate acestea în zadar sau pentru ale lău, sa, ca diavolul și vrăjmașul său să-și bată joc de lucrurile sale, ci ține cu tot din adinsul ca hotărârea lui sfântă și voia lui puternică să fie împlinită în tocmai așa cum a plănuit el. Dacă înțelepciunea lui Dumnezeu a conceput lucrarea facerii și dacă voia lui cea puternică a creat-o rânduindu-i un scop și o slujbă, desigur că voia lui Dumnezeu va fi aceea care se va împlini și nu voia diavolului care a intervenit cu vrăjmășie pentru a zădărnici și a strica lucrarea voii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în bunătatea sa, fiind bunătate, iubire și răbdare, a îngăduit și mai rabdă încă multe încercări ale vrăjmașului său, care prin vricășug și ură intervine în lucrarea Domnului, amăgindu-i pe oameni, ființele iubite și dragi lui Dumnezeu, ca în loc să-L asculte pe El și să-L slujească spre a fi fericiți, îi face ascultător și vrăjmaș de El, vrăjmașul diavol, pricinuindu-le nefericirea și moartea lor. Toate acestea, desigur că îl întristează pe Dumnezeu, Domnul nostru, care l-a făcut pe om spre a-i fi un lăcaș așa de sfânt și de plăcut, ca un templu în care sfințenia și dragostea lui Dumnezeu să locuiască fericite și bucuroase. Dar când diavolul își așează în inima omului idolii săi, poftele și păcatele sale, stările și prezența sa murdară și scârboasă, desigur că Dumnezeu nu mai poate locui acolo, ci satana se lăfăiește cu jignitor dispreț față de Dumnezeu, făcându-l pe bietul om stăpânit de el,
ca să devină și el, tot ca Satan, un vrăjmaș pe față contra binefăcătorului său ceresc și să se unească și el cu diavolul în necinstirea lui Dumnezeu, făcătorul și binefăcătorul lui. În felul acesta, oricât de lungă ar fi răbdarea Domnului Dumnezeu și oricât de mare ar fi bunătatea și mila lui față de creatura sa devenită roabă și slujitoarea vrăjmașului și împotrivitor celui ce l-a făcut și l-a zidit, totuși trebuie neapărat să vină și o zi în care toate nelegiuirile săvârșite de om să aibă nu numai capăt, dar și plată. Potrivit cu ura lui și cu neascultarea potrivnică lui Dumnezeu, cu care a fost săvârșite faptele lui rele, care și-au umplut numărul și măsura. Noi suntem templul lui Dumnezeu, asta prin dreptul lui care ne-a făcut, după cum o casă este proprietatea celui ce a făcut-o. Prin nedreptate și prin necinste, cineva se poate așeza pentru o vreme în această casă. Dar vine ziua când proprietarul, cât de răbdător și de bun ar fi el, tot va scoate, odată, cu puterea sa, afară, pe vrăjmașul băgat acolo prin nedreptate, sau va lua alte măsuri contra lui. Am văzut într-o primăvară cum la venirea rândunelilor, una și-a găsit în cuibul ei o vrabie care își pusese acolo ouăle ei și le clocea. Cât a tot stărui rândunica de vrabie să iasă afară din cuibul ei, vrabia n-a vrut și n-a vrut. Zile întregi am văzut rândunica zburând, ciripind, parcă o ruga plângând pe vrabie să plece și să-i lase liber cuibușorul ei pe care ea și el făcuse sub strașina noastră. Acum când venise și ea acasă, avea nevoie de cuibușorul ei, dar vrabia, certăreață și hoață, n-a vrut cu niciun chip să iasă din casa pe care pusese stăpânire nedreaptă în lipsa celei ce-o făcuse. Și-am văzut atunci răzbunarea rândunelelor. Într-o dimineață, rândunica păgubașe a adunat o mulțime de prieteni de ale ei și fiecare cu câte un bulgăraș de pământ a venit și au zidit acolo de tot pe vrabia hoață, acoperind cu pământ gros și bine lipit gaura cuibului și închizind-o pe vrabie acolo de tot. Curând vrabia a murit fără aer și fără lumină în cuibul unde stătea pe nedrept. Cred că Domnul are și el un plan de nimicire a răului care a pus stăpânire nedreaptă pe moștenirea sa și l-a alungat pe el din toate locurile unde el avea tot dreptul să stăpânească, fiindcă doar el a făcut toate lucrurile și ale lui sunt. În Evanghelie este un singur loc care ni se pare o mare taină cu privire la felul cum va lucra Domnul la sfârșit spre a-și curăța holda bisericii sale de tot răul care a năpădit-o. Pe când în multe locuri din Scriptură este scris că Domnul va lua pe cei buni din mijlocul celor răi înainte de a veni focul cel mare al pedepselor, tot așa cum i-a luat pe cei ai lui Noe din vremea potopului înainte de potop, sau pe cei ai lui Lot din Sodoma înainte de a veni focul, sau pe cei din Matei 24:31 și din 24:40-41, și pe cei din 1 Tesaloniceni 4:15-18, și din multe alte locuri din cuvântul său, înainte de necazul cel mare de la sfârșit, pentru ca cei buni să nu sufere la un loc cu cei răi în vremea când vor veni peste aceia pedepsele cele mari pentru toate nelegiurile lor. Totuși, într-un singur loc spune cuvântul sfânt, că întâi vor fi smulse din împărăția lui Dumnezeu toate lucrurile care sunt pricină de potignire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, la Matei 13:41, și că la sfârșitul veacurilor îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins acolo unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Matei 13:49-51. Și apoi cei buni, ca grâul rămas curat, va fi pus în grânarul stăpânului. Știe singur Dumnezeu Tatăl cum se va face acest lucru și care va fi felul în care răul va fi smuls și răii scoși și aruncați din mijlocul celor buni. Poate că printr-o tainică și minunată lucrare a puterii lui Dumnezeu
vor fi îndepărtate numai relele, iar nu și sufletele. Poate printr-o puternică dorință de pocăință și sfințire a fiecărui credincios și a fiecărei adunări, în teama și dorința apropiatei venirea Domnului, se vor curăți fiecare prin lacrimi și prin sfințire de orice rău care a fost un prilej de păcătuire pentru el înainte. Și astfel se vor primeni printr-o sfințire deplină pentru întâmpinarea Domnului în văzduh cu toții. Sau, într-adevăr, în chip văzut, îngerii lui Dumnezeu vor face asta. Și lopata stăpânului va spulbera pleava printr-un vânt puternic al Duhului Sfânt și numai apoi își va strânge grâul său curățit astfel în grânarul său cel ceresc. Matei 3:12. Oricum însă, această lucrare o va face Dumnezeu însuși cu adevărat, prin puterea Lui, fiindcă El nu își va lăsa tot ce a făcut până acum să fie zadarnic. Nici jertfa cea scumpă a sângelui său sfânt nu va lăsa fără folos, nici planul său nu-l va lăsa de bajocura diavolului, nici cinstea sa de disprețul vrăjmașilor lui, nici cuvântul său nu și-l va lăsa de neminciună, nici încrederea celor mai buni slujitori ai săi nu va lăsa nerăsplătită, nici bajocura celor potrivnici nu va lăsa fără plata care îi se cuvine, nici creațiunea lui nu va lăsa nimicită de diavolul, nici planul lui de mântuire a omenirii nu-l va lăsa să se sfârșească cu un faliment spre bucuria lui Satan, ci Dumnezeu va avea grijă să câștige el și nu cel rău. De aceea noi trebuie să ne bizuim pe cuvântul lui Dumnezeu, să ne temem de păcat și să ne dăm toate silințele să-i păstrăm templul lui în sfințenie, în curăție și în ascultarea de el, pentru ca să nu-l întărâtăm la gelozie pe Domnul și să nu facem ca în ziua răsplătirii și a curățirii răului, mânia lui să fie necruțătoare și pentru noi, iar focul lui să fie nimicitor și împotriva răului și păcatului grămădit în inimile noastre sau în lucrările noastre. Căci grozav lucru va fi căderea în mâinile răzbunării sale, cum spune la Evrei 10:26-31. Dar făgăduința Domnului că El va locui și va umbla în mijlocul alor Lui se va împlini cu orice preț. Nu diavolul va locui și va umbla ca acum prin lucrarea lui Dumnezeu. Nu prilejurile de potignire vor fi la fiecare pas și nu păcatele și slăbiciunile se vor vedea peste tot, ci slava lui Dumnezeu va domni, lumina Lui va străluci în viețile alor Lui, sfințenia și curăția vor fi podoabele casei Lui, cât vor ține veacurile apoi. Acesta va fi viitorul, acesta adevărul, acesta, iar noi, cei care ne rugăm, care luptăm, care plângem și suferim dorind aceasta, vom avea atunci o veșnică și fericită bucurie, că nu ne-am înșelat crezând și așteptând aceasta. Acesta este viitorul. Fiți siguri și credeți-l. Nu mai fiți tari, frați și surori, lucrați, vegheați și rugați-vă cu stăruință și încredere pentru aceasta. Și voi înșivă o veți ajunge, fiindcă adevărat este cuvântul Dumnezeului nostru, și în stare este puterea Lui să o facă aceasta, dar la vremea sa. Amin. La versetul 17. De aceea ieșiți, depărtați-vă și nu vă atingeți. Pentru un suflet care dorește cu adevărat mântuirea și slava împărăției lui Dumnezeu, este un lucru de viață sau de moarte păcatul. Și chiar cea mai mică necurăție, pentru că orice credincios temător de Dumnezeu știe că este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt, zice Domnul. Pe ușa iadului, la intrarea în el, este scris, lăsați afară orice speranță voi care intra. Adică, cine intră acolo, să intre fără nicio nădejde că va mai ieși vreodată din el. În iad există numai intrare, dar nu și ieșire. Ieșire nu mai există pentru că nimeni și niciodată n-a mai ieșit de acolo.
și nici nu va ieși. Însuși Mântuitorul a zis bogatului nemilostiv din iad, între noi și voi este o prăpastie veșnică, în așa fel că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Luca 16:20. Iar pe ușa raiului este scris, nimic întinat nu va intra acolo. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, în spurcăciuni trupești și în minciuni sufletești. Apocalipsa 21:26. Și tocmai de aceea Dumnezeu îi curățește pe ai săi prin sângele crucii Domnului Iisus, care spală orice păcat, cum spune 1 Ioan 1:7-9, și prin suferință, prin care este o ispășire și o curăție. Iar apoi ne poruncește cu tărie tuturor ca să umblăm în lumină și să avem părtășie unii cu alții. Asta înseamnă a trăi în adevăr, adică în învățătura sănătoasă primită de la început, a ne feri de orice păcat și de orice legătură cu păcatul și cu viața lumească. Apoi, să trăim într-o umblare ascultătoare și iubitoare de frați, în orice vreme, în orice loc și în orice privință, adică în dragoste. Că numai așa și numai acelora, sângele Său le curățește orice păcat, altfel nu. Desigur că, după cum iarăși este scris, nimeni nu poate spune că este fără niciun păcat, pentru că însăși firea pământească în care încă trăim și lumea prin care încă mai umblăm sunt pline de stricăciuni și îmbibate de păcat. Și prin chiar acest fapt, noi suntem totdeauna în primejdie să ne atingem de câte ceva necurat sau să ne atingă El. Suntem în situații când ori ne apropiem noi de păcat, ori se apropie El de noi. Ori intrăm noi unde este rău, ori intră răul unde suntem noi. Așa că nu totdeauna putem ieși de tot, sau nu ne putem depărta cu totul, fără să nu-L atingem, sau să nu fim atinși de ceva, ceea ce este întinat. Tocmai pentru asta vine suferința, necazul și încercarea în viața noastră, pentru că ajungând în focul acestora, să ne curățim de tot ce, fără voia noastră, sau uneori chiar cu voia, am fost întinați și ne-am spurcat și noi, după curățirea nașterii din nou, după sfințirea sângelui crucii lui Iisus. Suferința este mijlocul prin care Dumnezeu cel Sfânt trebuie să-i treacă pe aceii pe care vrea El să-i primească lângă El în cerul Său, ci pe care nu-i poate primi așa cum sunt, fără a-i curăți mai întâi. Și curățirea este prin suferință. De aceea vine și trebuie neapărat să vină suferința în viața oricărui credincios adevărat. De aceea un suflet pe care Dumnezeu vrea cu adevărat să-l aibă lângă El în cer, trebuie mai întâi să fie trecut prin baia curățitoare a suferinței, prin cuptorul durerii, prin focul încercărilor. Pentru că acolo în foc să-i rămână ceea ce mai avea o zgură, și în baia aceasta să-i rămână ceea ce mai avea întinăciune din lume, și în flăcările acestea să-i ardă ceea ce mai avea gunoi, din ceea ce mai atinsese și El, sau îl mai atinsese și pe El, întinându-L. E cunoscută întrebarea lui Moise pe munte, când a stat cele 40 de zile cu Dumnezeu și când, printre altele, el l-a întrebat odată pe Domnul, Doamne, dar pentru ce oamenii cei credincioși au cu toții de trecut prin suferințe în viața lor de pe pământ, pe când celor necredincioși le merge totdeauna bine și n-au de pătimit nimic, după cum spune și prorocul, acum fericim pe cei trufași, celor răi le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă, la Maleahii 3:15. Moise, Moise, i-a răspuns Domnul Dumnezeu, tu să nu judești niciodată lucrările Domnului Dumnezeului tău, căci tot ce face El este făcut cu înțelepciune și cu dreptate și nimic din ce face El nu face rău. Iată de ce este așa. Pe cei răi, pentru puținele lor fapte bune, Dumnezeu îi răsplătește în viața și în lumea asta, dându-le de toate ca să nu ducă lipsă de nimic. Iar pentru multele lor fapte rele, îi va pedepsi în veșnicie, în viața
și în lumea cealaltă. Pe cei buni, pentru puținele lor fapte rele, îi pedepsește aici, în viața și în lumea asta, trecându-i prin lipsuri, prin necazuri și prin dureri, ca să-i curățească. Iar pentru multele lor fapte bune, îi va răsplăti în viața și în lumea cealaltă de toate binecuvântările sale. Tu fă binele în temere de Dumnezeu și în supunere față de voia Lui Sfântă și nu mai judeca, nici nu cârti niciodată împotriva voii Lui Dumnezeu, că El tot ce face, face bine și cu înțelepciune, fiindcă numai drept și iubitor față de ai Săi, în toată vremea și în tot locul este Dumnezeu în tot ce face. Amin. La versetul 18, Eu vă voi fi Tată. Scump fii și fiice ai lui Dumnezeu, ce dulce făgăduință este cea cuprinsă în versetul acesta sfânt pentru fiecare dintre noi și pentru toți. Dacă noi avem totdeauna toată grija sfântă și veghetoare de a ne feri de orice rău, de a ne depărta de orice necurăție și de a nu atinge nimic urât și osândit de cuvântul și de voia Tatălui nostru, cât de dulce și de mângâietor sună pentru noi făgăduința Lui cea scumpă, Eu vă voi fi Tată, iar voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul. Cred că nu-i pe lumea asta o altă făgăduință mai dulce și mai mângâietoare decât această fericită și sfântă făgăduință făcută de dulcea dragostea bunului nostru Tată Ceresc. Eu vă voi fi Tată, spune El, Tată nu stăpân, Tată nu împărat, Tată nu judecător, Tată dulce, Tată iubitor, Tată scump. El ne este Tată iubitor care ne mângâie cu toată duioșia dragostei, care ne strânge la sânul Său cu toată căldura milei, care ne alină toate ranele, ne șterge toate lacrimile, ne sărută dulce obrajii loviți, ne liniștește inima zbuciumată, ne vindecă durerile ascunse. El este Tată blând, care ne mustră cu bunătate când uităm de ascultarea Lui, ne aduce aminte cu răbdare când uităm voia Lui, ne pedepsește cu milă și cu îngăduință atunci când uităm vegherea și grija sfințeniei Lui. El, Tată răbdător, când suntem prea înceți și prea leneși în facerea binelui, când întârziem în împlinirea datoriilor noastre, când suntem ispitiți să alunecăm și noi iarăși înspre cele ce odată le părăsisem și de care uneori suntem slabi și iarăși ne lăsăm amăgiți. Un tată adevărat rămâne toată viața tată pentru fii și pentru fiice sale și în orice vreme. Tatăl nostru, Domnul Dumnezeu, nu poate fi decât bun, iubitor, înțelegător, milostiv și răbdător față de noi toți, fii și fiicele Lui, oricare ar fi starea dintre noi, fiii Săi. Fiii unui tată nu totdeauna se iubesc și se înțeleg între ei toți, dar Tatăl îi iubește și îi înțelege pe toți. Unii fii se pot lepăda și se pot despărți de tatăl lor, dar Tatăl adevărat și inima Lui nu se poate despărți de tot de ei niciodată. Fiul cel pierdut a putut jigni pe tatăl său, a putut trânti poarta cu mânie, a putut pleca fără să se uite înapoi și a putut trăi departe de tatăl său ani de zile fără să-i pese și fără să-l doară. Dar tatăl n-a putut. El a plâns la despărțirea fiului, l-a durut la trântirea portiței, l-a zdrobit că fiul pleacă fără măcar să se uite înapoi și a suferit toți anii depărtării lui, stând adesea cu mâna streașină la ochii scăldați în lacrimi și privind ceasuri întregi pe drumul de unde aștepta să se întoarcă iarăși dragul lui copil plecat. Și când fiul în sfârșit s-a întors, cine l-a văzut mai întâi? Cine a alergat de departe înainte și cine a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult, mult? Cine decât dragostea zdrobită, dar rămasă dulce a tatălui,
inima frântă, dar rămasă iubitoare a Tatălui, sânul lui disprețuit, dar rămas cald, primitor și bun, dintre toate iubirile mari, adânci și răbdătoare din lume, cea mai mare, cea mai adâncă și cea mai înțelegătoare, cred că este iubirea Tatălui. Iubirea mamei e altfel, e mai ușoară, mai zgomotoasă, mai săritoare, mai apropiată, ca o cămașă mai aproape de piele, dar mai subțire. Pe când iubirea Tatălui este ceva mai depărtată, mai tăcută, mai liniștită, dar ea este cea mai adâncă, mai caldă, mai durabilă. Ca un cojoc care este ceva mai departe de piele, dar este mai cald, mai ocrotitor, mai gros, mai sigur decât cămașa. Iubirea mamei, chiar dacă e mai apropiată, este mai slabă și nu te poate totdeauna ocroti și ajuta prea mult. Dar iubirea tatălui, chiar dacă nu este totdeauna zgomotoasă și săritoare, este totdeauna puternică, statornică, credincioasă, apropiată și plină de înțelegătoare bunătate. Iată dragostea Tatălui nostru Ceresc, pe care trebuie să-L iubim din tot sufletul nostru, cu acea iubire profundă, supusă, devotată și veșnică, pe cât de mare este datoria noastră față de tot ce ne-a dat El și ne-a promis Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie simțământul inimii noastre față de El și din izvorul acesta trebuie să curgă neîncetat toată dragostea cu care să fim și noi gata totdeauna să-I dăm ascultarea și iubirea vieții noastre întregi Domnului Dumnezeu Tatăl nostru, neschimbați față de El cum este El față de noi, atunci și noi vom fi Lui adevărați fii și fiice, cum El ne este nouă un adevărat Tată și Părinte. Amin. La versetul 1, capitolul 7, până la cap. Deci, fiindcă avem o astfel de făgăduință, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Iată, într-adevăr, ceea ce este mai însemnat decât toate, dar și mai greu la fel decât toate. Nu e greu a lua o hotărâre bună, să te lași de păcate și să te predai Domnului, să pui legământ cu El că vei începe și că vei duce o viață nouă până la moarte. Nu e greu acest lucru, fiindcă foarte mulți au fost acei care au făcut astfel de hotărâri și au pus astfel de legământ. O, câte mii și mii de hotărâri și de legăminte de acestea am văzut și am auzit numai noi în astfel de vremuri. Dar e greu să le ții până la moarte hotărârile și legămintele acestea. E greu, după ce le-ai luat, să le ții până la sfârșit. O, cât de mulți au fost acei care, ca sămânța căzută în pământ stâncos, repede a încolțit, dar tot așa de repede, la prima încercare și la prima ispită s-a și uscat. Cum spune Matei 13, 20-21. Sau spinii îngrijorărilor au înnecat-o, sau răpitoarele satanei au furat-o îndată din inimile care o primise. În alții, bunele hotărâri luate în adunare sau în biserică la auzirea cuvântului n-au ținut nici până acasă. Încă pe drum, un prieten, o ispită, un gând de la cel rău, ca o pasăre răpitoare, s-a și repezit și a luat din suflet gândul cel bun, sămânța cea sfântă, legământul cel curat pus cu Dumnezeu. Ca și sămânța cea căzută în drum, un picior murdar o îngroapă în noroi, o copită o zdrobește, un bolovan o nea. În alții, bunul gând ține ceva mai mult. Poate ține chiar ani de zile, poate trece chiar prin furtuni grele, poate rezista chiar la tăvăluguri chinuitoare.
Însă dacă nu ține până la sfârșit, se poate pierde. Și pierderea aceasta este cu atât mai dureroasă, cu cât timpul suferit este mai lung, cu cât durerile biruite sunt mai multe, cu cât nădejdile pentru el erau mai frumoase și cu cât rodul zădărnicit părea că va fi mai bun și mai mult. Oricât de frumos a fost începutul cuiva, oricât de greu a fost drumul mântuirii urcat după Iisus până la o vreme și până la un loc, oricât de multe jertfe să fi dat cineva pentru credincioșia și ascultarea lui față de Dumnezeu, chiar până la bătrânețea sa, și oricât de curată să-și fi dus el sfințirea vieții sale, dacă aceasta nu este dusă până la sfârșit, în frică de Dumnezeu, în ferirea de păcat și de rătăcire, în dragostea și în părtășia cu frații, toate acestea pot fi în zadar. După cum și este scris, numai cine va răbda până la sfârșit și va fi credincios până la moarte, acela va fi mântuit. Apocalipsa 2:10 și Matei 10:22. O, cât de dureros este și pentru noi când privim acum peste cei câțiva zeci de ani în urmă și ne aducem aminte de marea mulțime a celor pe care noi i-am văzut și i-am auzit ce legăminte, ce hotărâri și ce promisiuni mari au făcut ei Domnului. Și cât de puțini au fost cei care le-au ținut până la sfârșitul vieților aceste promisiuni. Avem albume cu fotografiile marilor adunări de cândva, a marilor vorbitori, a marilor mulțimi cu steaguri, cu cruciulițe, cu biblii, cu flori, cu cântări, cu vorbe mari. Și când le privim astăzi, mi se zdrobește inima cât s-au pierdut dintre ei. I-am văzut pe unii tineri săraci și orfani, lipsiți și miloși. Au cerut, au promis, au primit, au fost îmbrăcați, au fost răniți, au fost ajutați, au ajuns cunoscuți, au devenit scriitori, cântăreți, slujbași lăudați și bogați. Și apoi au uitat totul. Acum sunt îngânfați, îngrășați, îmbogățiți, dar disprețuiesc pe cei care i-au ridicat din noroi, i-au hrănit și i-au îmbrăcat, pe cei ce le-au făcut un nume, pe cei ce i-au ridicat până la ai putea vedea și alții, pe cei ce nu i-au lăsat să moară în anonimatul din care nu trebuiau să se ridice niciodată, fiindcă ar fi fost mai bine de 1000 de ori, atât pentru sufletul lor, cât și pentru ale altor. Alții s-au ascuns în vreo vizuină familiară și comodă. Alții sub vreo autorizație dubioasă și vinovată. Alții au aruncat cruciulița în praf, Biblia în ladă, legământul în butoi, și s-au întors iarăși la vărsătura și la mocirile pe care le lăsaseră. Unii s-au dus așa în mormânt și în iad. Alții trăiesc așa, încă vii trupește, dar niște cadavre urât mirositoare, duhovnicești. Și câți și mai câți în alte colțuri și în alte bârloace. Numărați voi singuri câți mai sunt statornici dintre cei care ați plecat odată pe calea sfințeniei și veți vedea voi înșivă cât de greu este să fie cineva credincios până la moarte și să-și ducă sfințirea până la capăt. De aceea făgăduințele lui Dumnezeu sunt așa de mari pentru aceștia. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și adevărat. Și înființarea lui este foarte aspră și hotărâtă. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, s-ar putea oare să trăiască el? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat. De aceea va muri în ele,
zice Domnul, Ezechiel 18:24. Nu este oare acest cuvânt și atâtea altele asemenea lui un avertisment și o înștiințare cutremurătoare pentru oricare dintre noi? Ba da. Și de aceea trebuie, cu atât mai mult cu cât suntem tot mai aproape de capăt, să luptăm cu toate puterile rugăciunii, ale postului, ale înfrânării și ale faptelor noastre sfinte, ca să ne ducem sfințirea noastră până la capăt, pe calea pe care Domnul ne-a pus de la început pașii credinței noastre, între frații cărora le-am propovăduit atâția ani Evanghelia și pe urmele sfinte ale marilor noștri părinți, al căror sfârșit credincios este o pildă și o încurajare pentru noi. În felul acesta ne vom păstra o tot mai frumoasă vrednicie înaintea Domnului și înaintea seminilor noștri, a fraților și a fiilor noștri care ne vor urma în Hristos. Slavă veșnică ție, marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul nostru, care în marea ta bunătate ne-ai chemat la sfințirea pe care o cere templul lui Dumnezeu și ne-ai dat puterea să scoatem afară orice idol al satanei din inimile și din viețile noastre care sunt templul al său. Te rugăm, Doamne Iisuse, prin marea puterea Harului Tău să ne păstrezi curați pentru Tine, pentru ca să poți locui de plin în noi și să poți lucra prin noi pentru curățirea și sfințirea a câtor mai multe vieți și a câtor mai multe inimi pentru slava Ta. Ajută-ne mereu și pe fiecare, Doamne, să ieșim de plin din felul de șer de viețuire lumească și să ne despărțim de plin de toți cei care au încă obiceiuri lumești, chiar dacă spun că sunt credincioși, și să nu ne mai atingem de nimic ce este necurat, atât trupește cât și duhovnicești. Și dacă Tu ești Tatăl nostru, să-ți fim și noi niște fii și fiice vrednici de dragostea și de prețuirea Ta, viețuind în toată sfințirea până la capăt, ca să putem dobândi cu adevărat și noi și cu toții făgăduințele Tale cele mari și scumpe, făcute tuturor celor ce vor viețui până la moarte, în frica și în dragostea Ta sfântă. Amin. Slăvit să fie Domnul! Meditații la Apostolul 26 din Duminica 18 după Rusalii, de la 2 Corinteni 9, 6, 11. Să știți că cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va și secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice dar, pentru că având totdeauna din toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Cel ce dă sămânță sămănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța pentru sămănat și vă va da și o va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Amin. La versetul 6. Cine seamănă puțin. În tot acest loc din Sfânta Scriptură, Duhul Domnului prin Sfântul Apostol caute să ne arate și să ne învețe că una din cele mai frumoase părți ale omului duhovnicesc este virtutea dărniciei și că un adevărat credincios trebuie să devină un om care și în privința asta să se asemene în tot felul lui de a fi și de a simți cu Domnul său Iisus, cu Tatăl cel Ceresc care este plin de milă și bogat în bunătate. Despre virtutea dărniciei s-a tot vorbit și se tot vorbește atât de mult. Poate că se vorbește chiar și prea mult, pentru că prea mulți sunt cei ce sunt stăpâniți de pofta lăcomiei și de a tot lua mereu. Și atunci au tot interesul să vorbească despre dărnicia altora, căci aceasta este mereu în folosul lor.
alții vorbesc de ea, căci prea mult sunt stăpâniți de păcatul zgârceniei. Și atunci, trebuințele lucrării lui Dumnezeu sau nevoile săracilor sfinți rămân datorii mereu neplătite și goluri mereu neumplute, în așa fel încât este mereu nevoie să li se aducă oamenilor aminte neîncetat de aceasta. Dar, de obicei, în privința dărniciei, celui care dă nu-i nevoie să-i tot aduce aminte de această parte atât de însemnată a unei vieți duhovnicești. El dă fără să-i se ceară. Iar celui căruia este mereu nevoie să-i tot aduce aminte să dea, acela de obicei nu dă, nici dacă îi se tot cere. Nevoia de a da pentru Dumnezeu o parte din avutul sau din câștigul nostru nu este în primul rând o trebuință a lui Dumnezeu sau o trebuință a semenilor noștri, ci este în primul rând o datorie a noastră, o trebuință a noastră, un interes al nostru, un folos al nostru, cum este trebuința de a semăna acum pentru ca să avem ce culege mai târziu. Și cum fiecare semănător care este înțelept și sănătos se gândește din vremea semănatului ca să seamene cât mai mult și cât mai la timp, tocmai pentru ca la vremea secerișului să aibă ce strânge și mult și bun, tot așa ar trebui să privim noi binefacerea, datoria de a face și a da cât mai mult, cât mai cu bucurie și cât mai bine, în lucrarea dărniciei despre care scrie atât de limpede aici cuvântul Domnului nostru. De altfel, gândul și duhul dărniciei este pus de Dumnezeu în orice suflet care este curat în felul venirii Lui la Hristos și care vrea să umble în chip plăcut și frumos cu Dumnezeul Său. Duhul Sfânt este în primul rând duhul unei dărnicii bogate. El de la început s-a arătat plin de orice dar bun și cu o revărsare de dărnicie în toate privințele peste biserica și peste lucrarea sa. În nicio privință Duhul Domnului nu s-a arătat sărac sau zgâcit față de noi, nici chiar în privința darurilor trupești. Priviți în viața oricărui om cu adevărat credincios, cât de darnic și de bogat în bunătate se arată și s-a arătat Dumnezeu față de el în toate privințele, chiar și față de cei care sunt zgârciți cu Dumnezeu. Frate sau soră, care auzi aceste adevăruri, adu-ți aminte chiar și tu, să ne aducem aminte chiar și noi cum eram cândva și cum suntem astăzi. N-ai fost chiar tu un necunoscut și un sărac la început? Poate erai slugă pe undeva, poate n-aveai nici încălțăminte, nici hrană, nici locuință, nici de ajuns din toate și duceai atâta lipsă. Iar astăzi ce belșug ai din toate în casa ta, ai atâta încât nu numai că nu ești silit să mai duci nicio lipsă, ci tu însuți ai ajuns în stare să ai cât nici nu-ți lipsește. Ai atâta prisos încât îl risipești și pe ce n-ai nevoie. Dar îți aduci tu aminte să fii și tu darnic cu Dumnezeu, cum a fost cu tine El? Cine a făcut asta pentru tine? Mintea ta? Dar cât sunt oare mai înțelepți ca tine și totuși nu au starea ta? Puterea ta a făcut, bunătatea ta, meritele tale, dar cât sunt care sunt mai înzestrați ca tine și totuși duc lipsă în multe privințe pe când tu ai belșug? Nu vezi că bunătatea și dărnicia lui Dumnezeu au fost față de tine nespus mai bogată decât față de alții? Atunci nu-ți spune ție tot cugetul tău că cine a primit mult este dator să și dea mult? Nu te mustră pe tine conștiința ta când îți aduci aminte de câte legăminte ai pus tu cu Domnul când erai sărac? Că dacă îți va ajuta să ajungi și tu să ai, vei da pentru Domnul atâta și atâta. Adu-ți aminte când erai fără casă și îți doreai să ai și tu o casă a ta. Ce i-ai promis atunci Domnului? N-ai zis tu, Doamne, dacă mă vei ajuta să am și eu o casă a mea mai largă, mai frumoasă, atunci cea mai largă și mai frumoasă cameră din ea, ba toată casa mea o voi pregăti pentru tine, pentru adunarea fraților,
pentru primirea de oaspeți, pentru adăpostirea celor lipsiți. Iar acum când Domnul ți-a ajutat să ai o casă, ce faci tu cu promisiunea ta de atunci? Mai are adunarea Domnului loc de mobila ta acolo? Mai pot călca picioarele fraților pe covoarele tale? Se mai pot culca săracii Domnului în așternuturile tale luxoase? Adu-ți aminte că i-ai cerut Domnului să-ți dea o mașină și cât i-ai promis înainte de a o avea, că o vei pune în slujba Domnului, că vei duce pe frați, că vei purta cu ea lucrurile Domnului, că vei face și că vei alerga oriunde va fi nevoie de ceva pentru Domnul. Și acum când o ai, cum îți împlinești această făgăduință și cum o pui tu în slujba celui ce ți-a dat-o? Ai fost bolnav și ai cerut Domnului sănătate. Când erai pe patul de boală și te gândeai de câte ori ai avut și timp și ocazii să alergi pentru Domnul, să mergi, să vii, să lucrezi, să dai, să primești pe frați și n-ai făcut-o, cum te mustra cugetul și cum promiteai Domnului că dacă te va face sănătos, o, cum vei alerga tu de acum înainte numai pentru cele duhovnicești? Cât ai să lucrezi, cum ai să dai, cât ai să fii de bun? Acum ai ajuns iarăși sănătos. Acum ai iarăși ocazii și ai iarăși timp și ai iarăși cu ce face toate acestea. Dar oare ce faci tu din tot ce ai promis Domnului atunci? Ai fost într-un mare necaz, poate în închisoare, poate aproape să intri în ea, poate într-o altă încurcătură și primejdie. Și cum îți tremura inima ta atunci, și cum îți curgeau lacrimile, și cum se ridicau spre cer privirile tale, rugăciunile tale, promisiunile tale, părerile tale de rău, că n-ai făcut binele și făgăduințele fierbinți, că dacă Domnul te va mai scăpa din acel necaz, cum vei face, cum vei umbla, cum vei fi? Și iată că Dumnezeu te-a crezut, te-a ascultat, te-a izbăvit. Dar tu ce mai împlinești din tot ce ai spus și te-ai legat atât de solemn și de hotărât atunci? Vezi, frate, vezi, soră, cum ne-am purtat și ne purtăm noi față de Domnul Dumnezeul nostru. Până cât avem o mare nevoie, un mare necaz, o mare dorință, promitem, ne legăm, ne luăm hotărâri mari. Dar îndată ce Domnul ne ascultă, îl înșelăm, îl mințim, îl amânăm pe Domnul. Ca și cum Domnul Dumnezeu ar fi un om de nimica, de care dacă vrem ținem seama ce i-am promis, iar dacă nu, nu. Pe cine înșelăm noi lucrând astfel? Pe cine mințim noi sau cui îi facem rău? Lui? Dar ce câștigă sau pierde El dacă noi ne ținem cuvântul dat sau nu? Sau ce pierde și câștigă El dacă nu ne-l ținem? Apoi când Dumnezeu își retrage mâna sa ocrotitoare de peste casa noastră, de peste sănătatea noastră, de peste mașina și de peste slujba noastră și ne ajunge urmarea faptelor noastre, ce facem atunci? Peste casă vine paguba, peste mașină accidentul, peste viață sau familie boala, peste veseliile noastre iarăși tânguirea. La cine mai alergăm atunci, iarăși? La Dumnezeul pe care l-am mințit și l-am înșelat? Mai putem? Mai îndrăznim? Dar când va veni moartea și va trebui să mergem în fața judecății lui Dumnezeu, credem noi oare că nu ne vor mai putea veni și necazurile acestea, fiindcă acum încă ne merge bine? Pentru că dacă încă n-a venit vremea culesului pedepselor, a ceea ce am semănat sau încă semănăm, credem noi că nu va mai veni asta niciodată? A scăpat cineva care a păcătuit oare dinaintea noastră, care a mai făcut ceea ce facem noi? Și nu va mai veni oare și peste sămânatul nostru un asemenea seceriș? Ba da, va veni sigur și gravnic pedeapsa fiecăruia,
să nu ne înșelăm singuri. Ce seamănă omul, aceea va și secera. În privința asta, ca și în toate privințele, cuvântul Domnului este întru totul adevărat. Să luăm bine seamă. La Galateni 6, 7, 8. Amin. La versetul 7, după cum a hotărât în inima lui, a mai vorbit de hotărârile inimii noastre, care într-un moment înalt sau într-o stare grea, ia hotărâri frumoase și plăcute lui Dumnezeu. Ce bine este de omul acela care își ascultă inima lui atunci când prin îndemnul Duhului Sfânt ia astfel de hotărâri. Sfântul Apostol stăruiește aici ca fiecare dintre noi, când am luat o hotărâre bună, să nu ne uităm, nici să nu începem să ne târguim apoi cu inima noastră să mai lase din hotărârea luată și să dea mai puțin decât am promis. În privința asta, apostolul Domnului, care dorea să-i încurajeze cât mai mult la binefacere pe copiii săi sufletești din Corint, le dă ceva mai înainte ca pildă de dărnicie pe frații din Macedonia, care, deși erau trupește mai săraci ca ei, sufletește aveau o stare nespus mai bună și niște experiențe de viață mai frumoase în privința asta cu Dumnezeu. Ascultați numai cât de frumos vorbește apostolul despre frații noștri, a căror cinste a rămas pe totdeauna nemuritoare pe paginile Sfintelor Scripturi și în Cartea Laudelor lui Dumnezeu din pricina dărniciei lor. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor lor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterile lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Ei au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. 2 Corinteni 8, 1, 5. Apoi îndeamnă și pe corinteni să facă și ei la fel, așa după cum sporesc, în credință, în cuvânt, în cunoștință și în dragoste lor pentru frați, să sporească și în privința binefacerii și dărniciei, dovedindu-le că aceasta nu este numai o facere de bine, un har pentru care vor primi de la însuși Dumnezeu o mare răsplătire, ci este o datorie sfântă în Domnul pe care fiecare credincios trebuie să o simtă și să nu poată trăi fără să și-o împlinească. Cum spune 2 Corinteni 8, 7, 15. Peste nimeni nu se pune ca o sarcină silită această datorie a dărniciei. Aceasta nu trebuie să ne-o simțim nimeni dintre noi ca o povară a legii, cum era povara zeciuielii pentru farisei, care făceau totul ca să scape de povara asta, recurgând la tot felul de șiretlicuri față de Dumnezeu. Dacă porunca legii era ca fariseul să dea zeciuială din anumite semănături, el semăna altele din care legea nu îl obliga la zeciuială. Dacă legea îl obliga să dea ceva părinților săi, el zicea, aceasta este corban, adică l-am închinat Domnului ca să nu mai fie obligat să-și ajute cu el pe părinții săi. Astfel, nu-i da nici Domnului și nu-i da nici părinților săi. Și înșela cu lăcomia și zgârcenia atât pe Dumnezeu cât și pe părinți. Marcu 7, 8, 9, 13. O, oare nu sunt și între noi mulți în felul acesta al fariseilor? N-am auzit chiar noi pe mulți spunând, anume ca să nu dea, nu mai sunt acum săraci. Nimeni nu mai este sărac astăzi decât cel leneș care nu vrea să muncească. Și anume nu caută să vadă în jurul lui câți bătrâni neputincioși sunt fără niciun susținător, câți bolnavi părăsiți, câți în azile, în orfelinate, în spitale, câți în casele de nebuni sau în sărăcie sau cu copii mulți, câți cu un singur salar la 10 copii sau cu o pensie neputincioasă.
chiar și dintre cei cărora le place să se ridice în fața altora ca să predice Evanghelia. Sunt atât de mulți care au bogățiile lumii acesteia adunate cu destulă necinstire a cuvântului lui Dumnezeu, dar trec pe lângă frații lipsiți și pe lângă săraci fără să-i vadă și fără să simtă nimic din datoriile acestea față de ei. Ce să mai zicem apoi de poverile și trebuințele lucrării lui Dumnezeu, care ea însăși, ca să se mențină, are atâtea trebuințe, dar pe care omul care nu-i simte nicio datorie față de această lucrare nu vede și nu aude nimic. Vestirea cuvântului, răspândirea Evangheliei, călătoriile pentru cercetarea celor nevoiași sau doritori după Domnul, primirea sau petrecerea fraților plecați, ajutorarea celor lipsiți sau prinși în lucrul Evangheliei, părtășia la sarcinile celor ajunși la necaz pentru numele Domnului, cheltuielile pentru propovăduire, toate acestea, care nu se pot face fără ca cineva să poarte povara lor, sunt total necunoscute și străine pentru foarte mulți, pentru cea mai mare parte dintre cei ce se împărtășesc zilnic, într-un fel sau în altul, din atâtea daruri și binefaceri ale lucrării lui Dumnezeu, iar ei uită de ea. Iar ei s-au obișnuit numai să primească, să primească soare, să primească ploaie, să primească sănătate, cărți, Biblii, pâine, belșug din toate, dar nu și-aduc aminte că sunt și datorii, ba încă cu restanțe de ani și ani pentru toate acestea și pentru câte altele lui Dumnezeu, lucrării sale și celor prin ostenilile cărora le-au primit ei toate acestea. De cele mai multe ori lucrarea lui Dumnezeu, lucrătorii lui Dumnezeu și săracii lui Dumnezeu trăiesc numai prin dărnicia macedonenilor, adică a fraților săraci trupește, și nu a corintenilor, adică a celor care sunt bogați în cele trupești, dar care se prea îngânfă uneori, care împărățesc fără frați, dar care nu se gândesc deloc să dea și ei din bunăvoia lor. Nu știu cum este harul dărniciei, nici nu-l cunosc cât de mare și minunat este harul acesta. Bucuria de a da lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, ei nici nu o știu cum este. Și din pricina asta nici nu cunosc ce minunată răsplătire vine din cer peste cei ce pun la încercare astfel dărnicia nemăsurată a răsplătirilor Domnului față de oricine împlinește vreo binefacere din dragoste pentru ai săi. Tu, suflet drag, frate și soră, vino să ne cercetăm pe noi înșine față de acest cuvânt, față de această poruncă, față de această mare datorie pe care o avem fiecare din noi, față de Dumnezeul și Binefăcătorul nostru și față de lucrarea Lui căreia i-am tot rămas mereu restanțieri de atâția ani și cu atât de mult. Noi culegem în fiecare an din grădina unde am semănat. Noi încasăm în fiecare lună de la serviciul unde am muncit. Noi primim în fiecare zi har peste har de la Dumnezeu. Cât dăm noi pe an pentru partea Domnului din ce am cules după împreună lucrarea Lui cu noi la ogoarele și la livezile noastre? Cât dăm noi pe lună partea Domnului din ceea ce am realizat cu ajutorul Lui și sub paza Lui, cu sănătatea Lui și cu ocrotirea Lui? Cât dăm noi zilnic Domnului partea Lui drept mulțumire și datorie pentru darul harului Său? Iar dacă în urma cercetării noastre Duhul Sfânt ne va descoperi și noi vom vedea cu groază cât de îndatorați și îndatorați am rămas, vino frate, vino sora mea, să nu mai stăm nepăsători față de această mare răspundere și poruncă. Veniți să facem și noi, ca frații cei prea iubiți și ca surorile cele dulci și scumpe din bisericile Macedoniei, care în mijlocul multelor lor necazuri prin care treceau, nu numai că nu erau întristați sau plângăreți, ci cu o bucurie nespus de mare, chiar din sărăcia lor lucie, adică nu puteau fi o sărăcie mai mare ca a lor, au arătat un așa de mare belșug de dărnicie,
încât Sfântul Apostol spune uimit, vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe să nu-i ocolim, să nu-i lăsăm să nu ia și ei parte, să nu-i ocolim să fie învrednicii și ei de harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 2 Corinteni 8, 1-5. O, dacă ne-am rugat și noi mai mult și dacă ne-am dat și noi mai mult toate silințele ca să sporim și în privința asta, căci sporul nostru în dărnicie, în loc să meargă crescând, dă înapoi micșorându-se. Noi aproape toți uităm tocmai aceste jertfe, cele mai plăcute lui Dumnezeu decât oricare altele, binefacerea și dărnicia, cum se pare că făceau și frații evrei, la Evrei 13:16. Să nu mai fie așa, fraților, ci să ne aducem aminte, până ce încă nu este prea târziu, de sfatul Sfântului Cuvânt care ne zice, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Cine seamănă mult, mult va se cera. 2 Corinteni 9:6. Iar cine seamănă nimic, nimic va și se cera. Că fiecare om va se cera ceea ce seamănă și cât seamănă. Amin. La versetul 8. Și Dumnezeu poate. Când îl luăm noi pe Dumnezeu părtaș la toate lucrările noastre, atunci noi trebuie să avem o sfântă și cutremurătoare grijă ca mai întâi Lui să-i facem parte și din rezultatul lucrărilor noastre. Ce mare lucru este să umblăm noi întru totul cinstiți față de Dumnezeu, să nu-i uităm niciodată, să nu-L nedreptățim și să nu-L înșelăm niciodată și întru nimic pe Dumnezeu, cum făceau lucrătorii viei sale, care la vremea roadelor nu numai că nu-i dădeau partea care se cuvenea stăpânului, dar s-au făcut vinovați de păcatele cele mai mari, chiar și împotriva trimișilor lui la ei. Și cum a făcut Anania și Safir? Cea mai mare crimă au făcut-o atunci când au ucis pe însuși fiul cel preiubit trimis la ei după partea cuvenită stăpânului viei și când au vrut să mintă pe Duhul Sfânt. Dumnezeu nu ne uită pe noi niciodată, nu uită să ne răsară în fiecare zi soarele Său, nu uită să ne dea ploaia timpurie sau târzie, nici vântul când e nevoie de vânt, nici bucuria când e nevoie de bucurie, nici durerea când este nevoie de ea, nici odihna, dar nici munca noastră. Nu uită primăvara, nu uită toamna, nu uită dimineața, nu uită seara, nu uită nimic, nu uită să ne cheme pe fiecare la masa Lui, nu uită să ne păzească în primejdii, nici nu uită în singurătatea și în necazurile noastre și nu uită să ne dea toate binefacerile sale și nu ne-a uitat niciodată nicăieri și pe niciunul din noi, nici când noi nu-L cunoșteam deloc, nici când după ce L-am cunoscut, noi iarăși L-am uitat pe El. Ci El a rămas mereu același, fiindcă nu se poate tăgădui singur, cum ne putem tăgădui noi adeseori, promițând, dar neîmplinind ce am promis, legându-ne și uitând legământul făcut, primind și nemai întorcând înapoi ceea ce am primit. În uitarea datoriilor noastre față de Dumnezeu este păcatul zgârceniei, dar este și păcatul necredinței. Cel nedarnic nu crede că Dumnezeu poate să-i mai dea înapoi ceea ce El dă semenilor săi lipsiți. Cel nedarnic nu crede lipsa fratelui său, nu crede nevoia lucrării lui Dumnezeu, nu crede că dacă el dă ce are acum în mână, mâine va primi și mâna nu-i va rămâne goală. El nu crede că Dumnezeu poate să-i dea înapoi iarăși, nu crede nici că fratele căruia îi dă, el sau alții îi vor mai da înapoi ceea ce a dat. El nu crede în ceea ce nu vede, el crede numai în cele ce se văd. Și vai, ce pagubă și ce pierdere mare este aceasta! Dumnezeul nostru poate, El poate oricând și poate orice,
De aceea, încrederea în El trebuie să ne fie în inimile noastre nemărginită. Pentru împlinirea poruncilor sale, noi trebuie să mergem pe calea ascultării, chiar dacă mii de piedici sau mii de vrăjmași ne-ar amenința. De la începutul venirii noastre la Iisus, ni s-a spus nouă că în lume vom avea necazuri, dar pe steagurile noastre este scris: îndrăzniți că Eu am biruit lumea. Câte necazuri am avut noi, dar prin Harul Lui El ne-a fost biruitor, ne-a scos biruitor din toate. Despre fiecare necaz biruit am vorbit sau am scris atunci, dar îndată a venit un altul parcă și mai mare. După ce am scăpat și din acesta, am vorbit sau am scris iarăși, ne-am rugat și am mulțumit Domnului din nou că ne-a scăpat, dar nu după multă vreme o altă furtună ne-a încercat din nou. Și mereu așa va fi, până când vom ajunge în Ierusalimul nostru cel ceresc, după cum a fost și cu poporul Israel, prin toată pustia lui până ce a ajuns în Canaan. Odată un biet călător printr-o pustie mare, umblând singur spre casa lui depărtată, a avut să se întâlnească cu un câine mare turbat. Omul se îngrozi și luptă cu el, îl birui și merse mai departe spre casă. Când se întâlni cu niște oameni, le povesti prin ce groază a trecut, cum s-a luptat și cum a biruit. Apoi, mereu bucuros, mai departe a mers. Dar nu merse mult până când întâlni un lup mare. Bietul călător se umplu de spaimă, dar merse spre lup, se luptă cu el și îl birui și merse mai departe. Întâlnind pe alți oameni, nu le mai povesti despre câine, ci despre lup. Apoi merse și mai bucuros, mai departe. Dar iarăși nu merse mult și se întâlni cu un leu. Omul se rugă puternic și cu ajutorul lui Dumnezeu reuși să scape și din ghearele leului. Acum, când se întâlni cu alți oameni, omul nu mai povesti nici despre lup, ci le povesti despre leu. Dar iarăși nu merse mult și din nou se întâlni în calea lui cu un șarpe uriaș și groaznic. Acum bietul călător se socoti pierdut, dar se rugă din tot sufletul său lui Dumnezeu, care poate totul, și luptând cât putu cu șarpele, reuși să scape și de șarpe. Când acum se întâlni din nou cu oamenii, el nu le mai povesti nici despre leu, nici despre lup, nici despre câinele turbat, ci le povesti despre șarpele cel groaznic. Iar oamenii, auzindu-l de fiecare dată, se înduioșau de mila bietului călător și se mirau de curajul care i l-a dat, dragostea lui de cei dragi ai săi și de casa lui, care l-a făcut să biruiască totul și să nu se întoarcă din drumul său până ce a ajuns. Două lucruri trebuie să învățăm de aici. Întâi, că Dumnezeul nostru poate să biruiască orice piedică sau vrăjmaș care ne-ar ieși în cale. Apoi, că noi nu trebuie să fugim sau să ne abatem din calea noastră, chiar dacă orice primejdie ne-ar amenința, ci să înfruntăm orice piedică și să răzbim înainte, până ce vom ajunge și noi acasă, unde Domnul nostru și preiubiții noștri ne așteaptă. Și încă ceva, când întâlnim niște necazuri mai mari, nici nu ne mai aduce aminte de cele mai mici. Dacă astfel ne vom apropia cu rugăciune și cu credință de tot greul pe care îl vom întâlni în calea noastră, oricât ar fi de primejdios cel ce ne amenință, noi vom birui, căci Domnul este cu noi ca să ne scape după cum ne-a făgăduit El, la Ieremia 1:8 și la Matei 28:20. Iar noi, scumpii noștri frați și surori, să nu ne mirăm de toate necazurile noastre care dau peste noi ca de ceva neobișnuit, ci după cuvântul Domnului pe care așa de bine îl știm, că tocmai la aceasta am fost și rânduiți, să ne rugăm mai fierbinte și să luptăm mai cu nădejde și vom birui. 1 Tesaloniceni 3, 2, 4. Câtă vreme vom mai avea de mers prin pustiul lumii acesteia, plină de tot felul de primejdii pentru călătorii spre cer, vom avea mereu suferințe noi care ne vor face să le uităm pe cele vechi. Vrăjmași mereu mai amenințători, care ne vor face să-i uităm pe cei mai dinainte, și piedici mai mari, care ne vor face să le uităm pe cele din trecut. Mereu vom da de alte fiare, dar Domnul Dumnezeul nostru ne va izbăvi de toate, fiindcă Dumnezeul nostru poate să ne bizuim pe El ca David și să luptăm în numele Lui și vom vedea că orice Goliat din fața noastră se va prăbuși. Amin.
la versetul 11, veți fi îmbogățiți. Deși este foarte adevărat lucrul acesta că Dumnezeu are grijă totdeauna să-i dea înapoi celui care dă altuia și chiar să-i întoarcă cu dobândă celui ce a împrumutat pe altul, totuși un adevărat credincios trebuie să împlinească porunca binefacerii și a dărniciei, nu pentru a primi el însuși mai mult înapoi, ci pentru binefacerea însăși. Răsplată unei fapte bune este însă și ea fapta cea bună, după cum și pedeapsa unui păcat este el păcatul însuși. Chiar dacă noi știm că Dumnezeu răsplătește orice faptă frumoasă a omului, până și un cuvânt frumos pe care îl rostește el, totuși străduința noastră pentru binefaceri trebuie să nu fie pentru gândul răsplătirii pământești, ci să avem numai gândul împlinirii voii lui Dumnezeu și a dragostei de semeni. Există multe feluri de falși credincioși, spune un cuvânt părintesc, printre care sunt și următorii. Cei ce fac binele pentru un câștig pământesc, aceștia sunt credincioși falși. Cei ce vor prin asta să se arate lumii spre laudă, cei ce vor să-și ascundă astfel zgârcenia inimii lor, cei cu gândul că vor fi răsplătiți mai cu mult, cei ce fac binele de frica pedepsei, toți acești fățarnici se pot bucura câteva clipe de binefacerile lor, dar judecata lui Dumnezeu va fi aspră și pentru ei, ca și pentru cei care nu fac nici chiar pentru aceste lucruri. Adevăratul credincios Domnului își va împlini binefacerea sa de fiecare dată cu acea bucurie nespusă cu care și-o împlinesc frații macedoneni, care făceau asta ca și cum, prin ocazia care îi se da să facă un bine, Dumnezeu le dădea un har și le făcea un favor nespus de mare. Atunci credinciosul nu numai că se va bucura dând cât mai mult poate, ci o va și face asta cu atâta grabă și mulțumire cum face cineva când ar veni împăratul în casa lui să-i ceară un pahar cu apă sau un scaun de odihnă. Numai gândul dragostei lui Hristos poate face pe cineva să facă binele astfel, iar după ce l-a făcut, să rămână în tăcere, în smerenie și în ascuns. Prin tăcere și smerenie, binefacerea în ascuns este sfântă, iar ea îl sfințește totdeauna și pe cel care a făcut-o și apoi a uitat-o pentru a face alta. Tot ce uităm noi nu va uita niciodată Dumnezeu. Slavă veșnică ție mare și bogatul nostru Dumnezeu, binefăcătorul nostru sfânt! Din tot sufletul nostru îți mulțumim pentru fiecare prilej pe care ni-l oferi Tu și pentru fiecare ajutor pe care ni-l dai Tu, ca să putem face și noi câte un bine, când putem veni în ajutorul lucrării Tale sau a fraților noștri, copiii Tăi, mai grei încercați decât noi. Când lucrarea Ta suferi împovărată, când copiii Tăi sufer lipsiți, înseamnă că Tu însuți suferi prin ei și cu ei și vii la noi să ne dai prilejul unei mari răsplătiri. O, cât de dureros ar trebui să auzim noi cuvântul Tău poruncindu-ne și rugându-ne atunci, luați jugul meu, ajutați-mă la sarcina mea. Ferice de aceei care te aud pe tine când lucrarea ta sufere și care te văd pe tine când frații sufer. Ferice de cel care nu dă atunci doar ca fariseul a zecea parte, nici chiar ca Zacheu jumătate din avuția sa, ci ca văduva săracă tot ce are. Te rugăm, Doamne Iisuse, dăruiește-ne și nouă o inimă plină de bucuria de a face binele, pentru că numai în felul acesta binele făcut va fi sfânt și binecuvântat, iar binefăcătorii sfinții și binecuvântați în veci. Amin. Slăviți să fie Domnul! Sfârșitul volumului 1 din Meditațiile la Apostolile de peste an, din prima jumătate a anului. Slăviți să fie Domnul!